O a doua persoană a prezentat o remisiune de durată a virusului HIV-1, cel care produce SIDA, după întreruperea tratamentului și este probabil vindecată, a anunțat o echipă de cercetători în cadrul unei conferințe medicale. La 10 ani după confirmarea primului caz în care un pacient cu HIV a intrat în remisiune, un al doilea caz, cunoscut sub numele de pacientul din Londra, nu a mai prezentat niciun semn de infecție cu acest virus de peste 19 luni, au afirmat cercetătorii în revista Nature. Ambii pacienți au suferit transplanturi de măduvă oasoasă pentru a trata cancere de sânge, primind celule stem de la donatori cu o mutație genetică rară ce împiedică instalarea virusului HIV. Ajungând la o remisiune, în cazul celui de-al doilea pacient, prin utilizarea unei abordări similare, au demonstrat că pacientul din Berlin nu a fost o anomalie, a declarat cercetătorul principal, Ravindra Gupta, profesor la Universitatea din Cambridge, referindu-se la primul caz din lume de remisiune la un pacient cu HIV. Milioane de persoane infectate cu HIV din întreaga lume țin sub control boala cu ajutorul unei terapii antiretrovirale, însă acest tratament nu conduce la dispariția virusului. În prezent, singura modalitate de a trata HIV este administrarea de medicamente care conțin virusul și pe care oamenii trebuie să le ia toată viața, a notat Gupta. Aceasta reprezintă o provocare în țările în curs de dezvoltare, în care milioane de oameni nu au acces la un tratament adecvat, a adăugat el. Aproape 37 de milioane de persoane din întreaga lume trăiesc cu HIV, însă numai 60% dintre aceștia beneficiază de tratamente antiretrovirale. Aproape 1 milion de persoane mor în fiecare an din cauza afecțiunilor legate de HIV.